Domnilor, vă invităm să luați loc. Începem într-un minut. Stimați colegi, bună ziua! Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi. Cu toții cunoaștem că Republica Moldova oferă o experiență autentică turiștilor care vin să o viziteze. Toți rămân impresionați de vinurile care, remarcabile de care dispune Republica Moldova, de oferta generală a Republicii Moldova, de gastronomie, tradiții, cultură, istorie, de turismul rural cu gazdele sale ospitaliere. Astfel, un accent pe modul în care Republica Moldova este o destinație nedescoperită, este unul din punctele sale atractive pentru turiștii care vin să viziteze Republica Moldova, vin să vadă ceva nou, să trăiască o experiență nouă, să trăiască o experiență autentică și să descopere ceva neobișnuit și o țară diferită. Ceea ce ne spun turiștii care au vizitat Republica Moldova este important pentru noi și ne face să înțelegem că, de fapt, ceea ce facem noi în promovarea turismului în Republica Moldova merge într-un pas cu trendurile internaționale. Și astfel vom avea pe ecran câteva din impresiile lăsate de turiștii care au vizitat recent Republica Moldova și astfel o să înțelegem că, de fapt, ceea ce facem noi și ceea ce ne dorim noi deja se îndeplinește. Astfel aveți aici niște review-uri rămase de la turiștii care au vizitat Moldova de recent, cei care au fost în diferite locații din Republica Moldova, cei care au înțeles că Republica Moldova este o țară ospitalieră, este o țară dezvoltată, este o țară în care merită să vii, merită să vii să vizitezi cu familia, merită să vii să vezi diferite locații și în care de fiecare dată vrei să revii înapoi. Astfel putem afirma cu certitudine că obiectivele stabilite în anii precedenți de a poziționa Republica Moldova ca o destinație turistică ospitalieră și ca o destinație care oferă experiențe memorabile au fost atinse. Acest fapt se datorează, de fapt, acțiunilor întreprinse de Ministerul Culturii Republicii Moldova în parteneriat cu sectorul privat și cu susținerea partenerilor strategici. În continuare, am să-l invit pe scenă pe domnul Sergiu Prodan, ministru al culturii, Ministerul Culturii Republicii Moldova. Pornesc microfonul. Orice aparat electric lucrează mai bine când este inclus. Stimate domnule Jeff Bryan, dragi prieteni, stimați lucrători și oameni din turismul Republicii Moldova, doamnelor și domnilor. Acest studiu pe care îl prezentăm astăzi, pentru noi este extrem de important din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că este primul după pandemie. Și când spun primul studiu, într-adevăr este un moment important. Asta vreau să zic că, de fapt, trebuie să ne deprindem și să transformăm astfel de studii în rutină. Pentru că avem nevoie de a simți și a palpa pulsul care se zbate în venele care alimentează cu sânge domeniul turismului în Republica Moldova. Și poate că faptul că este primul astăzi este cel mai important lucru. Din al doilea punct de vedere este faptul că acest studiu este primul după începutul războiului din Ucraina. Ori aceste două mari probleme ale umanității au schimbat cu desăvârșire percepția turismului în lume, nu doar în Republica Moldova.
Astăzi turismul în lume este altfel decât cel care a fost în anul 2018-2016 și lucrul ăsta este confirmat de toate țările participante la Organizația Mondială a Turismului. Desigur, avem nevoie de un sondaj și mai amplu. Desigur, avem nevoie de un sondaj pe toate anotimpurile, în toate sezoanele de turism activ. Or, acest sondaj reprezintă, de fapt, un segment, dar poate cel mai important segment, pentru că e în perioada de toamnă, când noi cu toții invităm oaspeții să viziteze Republica Moldova. Vom vedea prioritățile și accentul pe care îl pun cei care au vizitat țara noastră, vom vedea ce e interesat de fapt, de ce au rămas impresionați, astfel noi putând să dezvoltăm produse turistice atractive și să focusăm atenția noastră pe domeniile de perspectivă. Pentru că nu suntem în situația în care ne-am putea permite o abordare generală, o abordare fără priorități, o abordare unică pentru toate segmentele și ofertele turistice. Aș vrea să menționez că, de fapt, cel mai important element în turismul în Republica Moldova, și aici nu o să mă convingă niciun sondaj și nicio opinie, că este altfel, dar cel mai important sunt oamenii. Vinul moldovenesc înseamnă, de fapt, oamenii noștri. Bucătăria noastră înseamnă, de fapt, oamenii noștri. Ospitalitatea noastră înseamnă, de fapt, oamenii noștri. Poveștile adevărate, mai inventate, științifice sau nu, iarăși înseamnă, de fapt, oamenii noștri. Și dacă adunăm toate astea împreună, înțelegem că, de fapt, oamenii noștri reprezintă cultura noastră. Asta este tot ce avem mai scump și mai bun să arătăm lumii. Și atâta timp când vom reuși să păstrăm autenticitatea culturii noastre, a oamenilor noștri, a ofertii noastre turistice, atâta timp vom fi interesanți pentru toată lumea. Nimic superficial, nimic de scurtă durată, nimic turistic nu mai interesează în ziua de astăzi pe nimeni. Doar autenticitate și doar adevăr. Pentru că, cum ziceam, lucrurile s-au schimbat radical și într-un răstimp foarte scurt. Lumea astăzi pune prioritate pe experiențe, pe descoperire și aici, la noi, în Republica Moldova, într-adevăr, avem ce oferi umanității, avem ce oferi vecinilor noștri pentru ca să descopere, să ne cunoască. Vreau să mulțumesc, în primul rând, partenerului nostru strategic, USAID, care de ani de zile, poate în lipsa unei atenții cuvenite din partea statului față de domeniul turismului, la rând ca și față de domeniul vitivinicol, a depus eforturi și a insistat că aceste domenii, sau acest domeniu, dacă îl unim împreună, este unul dintre cele mai de perspective domenii direcții de dezvoltare economică a Republicii Moldova. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au muncit pentru realizarea acestui sondaj și să vă asigur că noi ne dăm foarte bine seama despre cât e de greu să fii într-adevăr primul. Cât e de greu să bați cărarea atunci când nu este cărare. Și sperăm și suntem siguri că această cărare, aceste poteci pe care cineva depune acest efort ca să le traseze, vor fi urmate. Ele nu vor dispărea, nu vor fi îmburienite, ci din contra vor fi urmate, dezvoltate, lărgite, pentru că doar punând accentul
pe lucrurile prioritare, înțelegând la nivel de societate și cel mai important, la nivel de comunități, ce ne poate oferi acest domeniu, și acest domeniu ne poate oferi locuri de muncă, ne poate oferi locuri de muncă chiar de, începând de mâine, poate fi un domeniu atractiv pentru diaspora noastră să revină acasă sau să investească acasă, nu e neapărat să revină, pentru a fi prezent aici. Și avem dovezi în acest sens. Deci este un domeniu din toate punctele de vedere, de perspectivă pentru Republica Moldova. Eu vă mulțumesc și vă doresc la toți succes. În continuare am să chem pe această scenă pe domnul Jeff Bryan, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. Stimate domnule ministru al culturii Prodan, stimată doamna directoare Antrim Stepanov, secretar de stat de Goloian, colegi și parteneri. Industria globală a turismului își revin treptat după pandemie, iar Europa este aproape de indicatorii de înainte de pandemie în materie de călătorii internaționale. Redresarea Moldovei este influențată de provocările regionale, așa că invazia brutală a Ucrainei de către Rusia. În 2022, turismul din Republica Moldova a suferit o scădere de 42% comparativ cu 2019. Totuși, rezultatele recente arată că țara are potențialul pentru redresare și creștere. În prima jumătate a anului 2023, hotelurile au atins indicatorii anului 2019. În pofida acestui fapt, sectorul turismului receptor înregistrează rezultatele cu 60% mai joase decât în perioada pre-pandemică. Această situație evidențiază că necesitatea de a revitaliza sectorul turismului în Republica Moldova. Punctele forte, unice al Moldovei, în special oamenii săi primitori, fac din această țară o destinație reziliente și durabilă. Eu personal observ dezvoltarea remarcabilă a acestei industrii, comparativ cu 10 ani în urmă, când eu am lucrat aici. Este impresionant. Acum există multe oportunități noi pentru turism. Parcurile și străzile din Chișinău sunt îmbunătățite și există multe restaurante și crame noi de vizitat în capitală și în țară. Această sală este plină cu oamenii primitori și inimoși care sunt cea mai mare bogăție a Moldovei, care a fost menționat de domnul ministru. Aprecierile internaționale recente pentru această țară ne dau și mai multă speranță. În septembrie 2023, satul Valien a primit titlul de cel mai bun sat turistic din partea Organizației Mondiale a Turismului. Iar conform indicelul Wine Lover 2023, Moldova a fost a doua cea mai recomandată destinație pentru turismul vinicol. Odată cu lansarea Oficiului Național a Turismului, sprijinit de USAID, Moldova deschide noi oportunități pentru îmbunătățirea marketingului în acest domeniu și adaptarea ofertelor sale la cererile de piață. Parteneriatul dintre Oficiul Național a Turismului și Antrim este esențial pentru stabilirea unui parteneriat public-privat profesionist și de succes. Sondajul turiștilor străini, realizat de către Ministerul Culturii și Antrim, oferă o perspectivă importantă și date valoroase pentru ajustarea ofertelor de turism și alinierea de tendințele globale și cererile pieței. Un element cheie al acestui sondaj este de a înțelege cât de sigur se simt astăzi turiștii străini în Republica Moldova.
Eu aștept cu nerăbdare să văd rezultatele sondajului și sunt sigur că întreaga Moldova va fi mândră de experiențe și momentele speciale pe care le vor trăi turiștii străini care vin în Moldova. Vă mulțumesc mult! Într-adevăr, cum a fost menționat, oamenii, ospitalitatea, cultura, tradițiile formează acea ofertă a Republicii Moldova atât de atractivă pe plan internațional pentru turiștii care vin să o viziteze. Astfel, nivelul de siguranță din Republica Moldova îndeamnă turiștii să revină tot mai des și să ne viziteze. Astfel, la solicitarea Ministerului Culturii, cu suportul strategic al proiectului de competitivitate și reziliență rurală finanțat de USAID, în parteneriat cu Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova, a fost elaborat acest sondaj, acest studiu de percepție a Moldovei ca destinație turistică pentru turiștii care vin să o viziteze. Și aici studiul a fost elaborat cu ajutorul oamenilor care se aflau la punctul de trecere a frontierei Republicii Moldova sau în diferite locații turistice, precum sunt pensiuni, crame. Astfel, oamenii au putut să-și expună părerea lor cea mai sinceră în ceea ce privește Moldova ca o destinație turistică și oferta care poate fi oferită de către aceasta. În continuare, am să-l invit pe Dumitru Solonovski să ne facă prezentarea acestui studiu. Vă rog, Dumitru. Mulțumim. Bună ziua, stimați colegi, prieteni, domnul ministru, ambasador. Eu sunt Dumitru, sunt de la Magenta și mă bucur să prezint acest studiu repetat. Au trecut 5 ani foarte rapid, pentru că studiul precedent cu care o să facem anumite comparații a fost prezentat în 2018 și de atunci, cum a fost menționat, s-au întâmplat tare multe evenimente, din păcate mai multe negative decât pozitive. Mă bucur să prezint acest studiu pentru că mă consider și un călător înrăit și am vizitat peste 64 de țări în toată lumea și am văzut locuri foarte frumoase și locuri foarte dificile, să zicem așa. Și mă mai bucur că Magenta realizează acest studiu nu doar în 2018, în 2023, dar noi realizăm aceste cercetări probabil că de vreo 15 ani, dacă nu mă înșală memoria. Și atunci unele comentarii pe care o să le ofer cifrelor pe care le analizăm împreună sunt bazate și pe anumite observații pe care le am și eu și observ cum se schimbă atitudinea nu doar a turiștilor, dar și atitudinea cetățenilor. Pentru că, cum a fost menționat anterior, într-adevăr, cei mai buni ambasadori a brandului de țară au devenit cetățenii noștri, care cumva și-au atins scopul, pentru că principalele atribute ale brandului pentru Republica Moldova, de fapt, sunt oamenii buni, mâncarea bună și vinul. Deci, practic, acele trei atribute pe care a fost depus cea mai mare efort în toată promovarea țării. Acestea fiind spuse, cred că o să începem cu cifrele. Simțiți-vă liberi să mă întrerupeți dacă apar anumite întrebări sau neclarități. O să mă strădui să vă răspund la toate întrebările. Din când în când o să mă întorc așa cu o parte la dumneavoastră pentru a vedea ecranul. O să trecem prin câteva capitole. Sigur că toți cei care sunt interesați în acest studiu pot să solicite un raport extins, pentru că noi avem prezentare vreo 15 minute, dar toate cifrele sunt prezentate foarte detaliat într-un raport pe care poate să-l solicite oricare din cei prezenți. Deci o să trecem prin câteva puncte, motivele de a vizita Moldova, experiența în țară, în Republica Moldova, opiniile turiștilor, cum au fost organizate călătoriile către Moldova, atributele de brand sau acele adjective care ne vin nouă primele în cap atunci când pronunțăm Republica Moldova, sursele de informare despre Republica Moldova și pe cât de sigur se simt turiștii în Republica Moldova. Bine, haideți să începem. Cine sunt turiști care vin la noi în țară? Și noi aici am atras o atenție deosebită și diasporii. Și în studiul precedent, de asemenea, am discutat asupra faptului că chiar și diaspora pot fi considerați ca semi-turiști. Și noi observăm din unele cifre că ei au un comportament similar cu, da, sigur, vizitează rudele, prietenii, dar oricum deja mai mult și mai mult observăm că vin în Republica Moldova pentru distracție sau pentru a vizita sau pentru a se simți bine. Și desigur că sunt turiștii per se sau cetățenii altor țări care vin în Republica Moldova pentru a vizita, pentru a cunoaște, pentru a vedea locuri noi.
O să observăm peste tot, în toate slide-urile, patru coloane. Deci avem informații despre turiști și informații despre diaspora și pentru fiecare este împărțit în două, în 2018 și în 2023. După cum putem observa, principalul motiv de vizitare a turiștilor este vacanța, odihna și recreerea. Avem o descreștere de vreo 5 puncte procentuale comparativ cu 2018. Oricum, asta este primul motiv de ce turiștii vin în Republica Moldova. Urmat de vizitarea rudelor sau prietenilor, ceea ce înseamnă că, și o să vedem și în slide-urile următoare, că turiștii sunt invitați sau sunt motivați și de cetățenii noștri să vină în Republica Moldova să viziteze, respectiv sunt ambasadori puternici a țării. Dacă vorbim de diaspora, este curios să observăm că în 2018 majoritatea sau 60% din cetățenii din diaspora veneau pentru a vizita rudele și prietenii, iar acum aproape fiecare a doilea vine în vacanță sau în recreere. Cu alte cuvinte, vine să viziteze vin în vacanță, mă iertați. Iarăși putem observa Bună ziua! Sunt Aurelia, sunt consultant senior la Magenta și voi continua prezentarea în locul domnului Dumitru până dumnealui își revine. Factorii care au motivat turiștii să viziteze Republica Moldova? Vedem și evidențiat pe acest slide că foarte mulți au venit în Republica Moldova cu scopul de a gusta vin moldovenesc. În rândul turiștilor, în 2023 avem 26% care au venit cu acest scop. Și în rândul diasporei avem 15%. Desigur, prietenii cunoscuți au povestit lucruri frumoase despre Republica Moldova și au îndemnat turiștii să vină în țară. Este ieftin să vizitezi Republica Moldova. Este o țară mai puțin cunoscută, ceea ce la fel este un motiv de a face să ai interes pentru a vizita o astfel de țară. Așa. Măsura în care faptul că Moldova este o țară vinicolă a influențat pe turiști să o viziteze. Vedem că în rândul turiștilor străini, practic jumătate dintre ei au venit în Republica Moldova, în special pentru că este o țară vinicolă, iar în rândul diasporei 44% dintre respondenți au indicat acest aspect. În Republica Moldova sunt destul de multe locuri atractive și pe care oamenii vor să le viziteze. Turiștii, desigur, au fost întrebați care sunt locurile și evenimentele pe care le-au vizitat. Vedem că foarte mulți au venit și au vizitat festivaluri și evenimente, în special pentru că era în apropierea zilei vinului și mulți au venit pentru evenimentele organizate cu acest sens. Desigur, au vizitat Chișinăul, au vizitat diferite vinării, au vizitat rezervații și peisaje naturale, un pic mai puțin, dar oricum 22% dintre turiști. Urcheiul Vechi rămâne a fi o destinație cu interes sporit în rândul turiștilor, precum și cetăți, castele, case memoriale. Totodată, așa, așteptările turiștilor străini și măsura în care experiența în Republica Moldova a acoperit așteptările. Pe o scală de la 1 la 5, turiștii au fost întrebați în ce măsură așteptările lor au fost acoperite și vedem că turiștii străini au răspuns în medie pe 3.9 puncte, în timp ce turiștii moldoveni, diaspora, de fapt 3.5. Un pic mai puțin așteptările lor au fost acoperite, dar totuși aproape 4 puncte este un scor bun pentru Republica Moldova.
Predispunerea turiștilor de a recomanda prietenilor și rudelor să viziteze Republica Moldova. Aici vorbim despre scorul NPS, când persoana este întrebată în ce măsură a recomanda Republica Moldova ca o țară turistică pe o scală de la 0 la 10. Și vedem că avem un NPS îmbucurător, pentru că scorul 47 în rândul turiștilor străini și 40 în rândul diasporei, ceea ce reprezintă un indicator foarte bun. Și mai exact, 59% dintre turiștii străini sunt promotori, adică au indicat pe 9 sau cu un punct de 9 sau 10 că vor recomanda Republica Moldova ca o destinație turistică. Nivelul de satisfacție față de o serie de caracteristici ce țin de cultura Republicii Moldova ca atracție turistică. Aici respondenții au fost întrebați să spună în ce măsură sunt satisfăcuți, mai degrabă satisfăcuți sau foarte satisfăcuți de câteva aspecte. Și vedem că este foarte îmbucurător, 91% dintre turiștii străini și 83% din rândul diasporei sunt mai degrabă sau foarte satisfăcuți cu bucatele moldovenești, precum și vinurile, 87% dintre turiști sunt satisfăcuți cu calitatea vinurilor noastre. Ospitatea localnicilor, cum se vorbea și anterior, Republica Moldova, asta înseamnă oamenii. Ospitalitatea noastră, vedem că 91% dintre turiști sunt satisfăcuți de acest aspect. Desigur, natura și peisajele din Republica Moldova, și deja un pic mai puțin activități culturale, festivaluri moldovenești, calitatea tururilor vinicole și atitudinea furnizorilor de servicii turistice. Cu un scor mai puțin, dar desigur îmbucurător, vedem cum a fost apreciat infrastructura și viața la sat. Le vedem pe ultimele două poziții. Da. Scuzați, vă rog. Trebuie să fiți foarte atenți când faceți intermittent fasting sau foamea asta de 18 ore, pentru că eu n-am mâncat dimineața și o leac s-a blurat și Aurelia nu era pregătită să prezinte. Mă bucur să revin înapoi. Deci, cum vedem, într-adevăr, strategie de brand a țării se regăsește foarte bine, pentru că motivele care noi le vedem spuse de către turiști, de fapt, sunt acele care noi le transmitem către turiști. Sau toate campaniile de reclamă care noi le facem, de fapt, se regăsesc. Observăm că 68% sunt foarte interesați să revină Republica Moldova. Deci în 2018 fiecare a doilea dorea să revină Republica Moldova. Iar acum circa 70%, deci cam două treimi, sunt gata să revină Republica Moldova. Și puțin a descrescut cota celor care sunt din diaspora. Unele dificultăți care turiștii le întâmpină, puține zboruri directe, dar eu cred că noi trebuie să ne bucurăm că avem zboruri, pentru că zborurile au fost reluate și, din câte cunosc, mai vin câteva companii aeriene noi. Cei din diaspora consideră că sunt prețuri mari și cumva este un argument valid, pentru că cei din diaspora trăiesc în altă parte și au cu ce compara. Respectiv, într-adevăr, Moldova nu este o țară ieftină pentru turism, și cei care sunt din Republica Moldova, dar trăiesc în altă parte sau stabilit în altă parte, pot să confirme acest lucru. Turiștii, pe de altă parte, doar 14% din ei zic că prețurile sunt mari, ceea ce, iarăși, în comparație cu alte țări, ne face pe noi să fim o țară ok de vizitat, din perspectiva financiară. Cum au fost organizate călătoriile? Observăm că circa 70% au organizat de sine stătător, deci este cu vreo 20% mai mult decât în 5 ani în urmă, ceea ce înseamnă că suntem mai prezenți pe online, suntem mai vizibili, informația este mai adecvată, mai vizibilă și cei din străinătate găsesc cu ușurință informații despre Republica Moldova. Durata vizitei, este curios să observăm că a crescut cota celor care au o vizită scurtă. Da?
Și pe mine mă face să înțeleg asta că Republica Moldova devine, sau Chișinău, sau unele părți a Republicii Moldova, deja devine, poate fi considerat ca și un city break. Da, atunci când rapid, pe vreo 2-3 zile, îți organizează o călătorie, nu știu, în Praga, oriunde ar fi în Europa, deja și noi intrăm în această categorie unde putem fi ca un city break. Deci avem 38%, ar veni aici pe o perioadă de circa 3 zile. Ce ține de compatrioții noștri din diaspora, undeva 35% vin de regulă pe o săptămână. Tipul de cazare utilizat, putem observa că aici informația este prezentată pentru turiști și pentru diaspora, circa 46%, adică fiecare al doilea turist, de fapt, are nevoie de un hotel, ceea ce ne relevă nou faptul că este nevoie de dezvoltat serviciile hoteliere. După care 25% stau la prieteni sau la rude, iarăși se confirmă faptul că moldovenii sunt foarte prietenoși și au capacitatea să invite, să primească oaspeți. Și deja hosteluri și proprie locuință. Da, mai avem și cei care au închiriat apartamente. O să vedem mai târziu că Booking-ul și Airbnb-ul stau în topul instrumentelor pe care se utilizează. Deci 37% utilizează Booking, 12% Airbnb, site-urile hotelurilor și deja TripAdvisor. Și curios să observăm că 44% nu au accesat internetul pentru a căuta o cazare, ceea ce înseamnă că fie au fost ghidați, fie au fost primiți în ospiție. Planificarea vizitelor sau excursiilor în Republica Moldova sau de unde s-au informat atunci când au căutat să viziteze ceva în țară, 30% pe online, 28% au fost planificate pe fața locului și ambele cifre, de fapt, sunt foarte bune. 1. 30% înseamnă că informația este prezentată destul de bine și la fața locului înseamnă că avem o informare în cadrul țării destul de bună. Unii eu, când vin într-o țară, probabil că toți care călătoresc și fac un anumit plan, stau pe Lonely Planet, stau pe forumuri și așa mai departe. Deci noi avem circa 30% au găsit informații chiar aici. Și 23% cu ajutorul prietenilor și rudelor, care de asemenea recomandă. Nivelul de dificultate a organizării vizitelor. Deci avem o creștere în ușurință a organizării vizitelor în Republica Moldova. Avem 78%, consideră că este foarte ușor să-ți organizezi vizitele în Republica Moldova. Atributele de brand, cum am zis, partea mea preferată din marketing, pentru că toate campaniile de marketing, de fapt, au un scop de a crea un brand sau de a crea o imagine în mintea consumatorului. Și atunci un brand are anumite atribute, da? Așa, asta este definiția. Aceste atribute sunt anumite adjective sau cum este caracterizat un brand. Și iată aici avem topul atributelor de brand spuse de către turiști și cum am început astăzi discursul meu, de fapt, este un lucru foarte bine executat de către toată echipa care lucrează în domeniul turismului, pentru că, anume, prin toate campaniile de marketing care au fost lansate, echipa a promovat sectorul vinului, bucatele tradiționale, orașul Chișinău și deja oamenii. Deci în toate clipurile, dacă țineți minte, care au fost despre brandul țării, acestea au fost cele mai importante puncte promovate. Este curios să observăm că fiecare a doilea turist s-a informat despre Republica Moldova de la cunoscuți și prieteni, ceea ce înseamnă că avem ambasadori buni, cetățenii noștri sunt ambasadori buni, dar, iarăși, ca și specialist în marketing, aș spune că uneori noi trebuie să le spunem cetățenilor ce să promoveze. Da? Deci noi trebuie să învățăm pe ai noștri cum să-și promoveze cât de bine e posibil țara. Da, este curios să vedem că 12% mai țin minte despre Republica Moldova de la școală, de la lecții, de la lecții de geografie, probabil că 8% internet sau parteneri de business. Siguranța. A fost menționată anterior siguranța sau cât de siguri se simt străinii în Republica Moldova și
Este curios să vedem că cei din diaspora au avut, sunt mai tare îngrijorați de război decât turiștii. Și eu explic asta în felul următor. Cei care sunt din diaspora știu cât de aproape noi suntem de Ucraina. Sau știu că până la hotar sunt 60 de kilometri, să zicem așa. Turiștii observăm că sunt mai au un nivel de îngrijorare, dar oricum este mai mic ca cei din diaspora. 15% din turiști au avut o îngrijorare despre Republica Moldova. În același timp, i-am întrebat cât de sigur s-au simțit deja aici în Republica Moldova și noi observăm că 92% au avut un sentiment de siguranță în țară. Și același lucru, 67% din cei din diaspora s-au simțit în siguranță. Motivele de a te simți în siguranță sau nesiguranță în Republica Moldova. Aici putem observa că pentru siguranță nu ne-am confruntat cu o anumită problemă, adică totul a trecut bine. Este liniște, toți sunt calm, nu este război. M-am simțit ca acasă aici, este o țară mică și neutră. Deci cumva simțul ăsta de calmitate a fost perceput de către turiști. Și deja nesiguranța, desigur că primul loc este faptul că noi suntem vecini cu o țară care este în război, este agresată și este, oricum, 1%, mai sunt cei care se simt nesiguri deoarece este o țară străină, ceea ce cumva este normal. Despre metodologie, colegii deja au menționat că studiul a fost implementat la vinării, în cazări, la trecerile vamale, în piață, la Festivalul Vinului. Este un studiu reprezentativ la acel moment pentru vizitatorii țării. Și haideți să trecem prin principalele concluzii pe care noi considerăm că trebuie să le discutăm astăzi. În rapoartele sunt cu mult mai multe sau cititorii raportului ar putea să tragă mai multe concluzii. Deci, în 23, în anul curent, principalul factor motivator pentru turiști este recomandarea prietenilor și a familiei. În comparație cu 2018, când principala motivație era vinul și ziua vinului. Da? Deci, încă o dată, atenționez faptul că noi, cetățenii noștri, sunt ambasadorii noștri. Cei mai mulți turiști care au venit în Republica Moldova în această toamnă sunt din România și Ucraina. Aici trebuie să fac o remarcă, este curios cum unii ucraineni sau ucraineni, cetățenii a Ucrainei care se află în Republica Moldova, unii se consideră refugiați și oricum unii se consideră oricum turiști, deci 18% din Ucraina. Și este curios să observăm că acești turiști cu care noi am discutat, ei tind să se reîntoarcă în țara noastră în ultimii ani. Principalele motive sau motive din care vizitează țara au fost petrecerea timpului liber, 34%, vizitarea rudelor și prietenilor și deja activitatea profesională sau de afaceri. Faptul că Moldova este o țară viniculă are o influență mare atât asupra turiștilor cât și a celor din diaspora. Cei mai mulți din turiștii străini, 44%, asociază Republica Moldova cu vinul. Și este un factor istoric, cumva este o normalitate, eu aș spune, că fiecare a doilea turist consideră Republica Moldova ca o țară viniculă. Studiul a mai relevat că turiștii preferă sejurul relativ scurt, ceea ce am spus că vizita Moldova s-ar putea transfera într-un city break și respectiv și agențiile de turism ar putea organiza ofertele în așa fel ca să ofere maximum activități pentru 2-3 zile, și ceea ce ar însemna vizite, ceea ce ar însemna cazare de scurtă durată. Cum am zis, majoritatea turiștilor preferă să stea în hoteluri, ceea ce înseamnă că avem nevoie de infrastructura hotelieră bine dezvoltată, deci fiecare a doilea turist vrea să stea în hotel. 9 din 10, adică o mare majoritate a turiștilor au spus că se simt în siguranță în Republica Moldova, ceea ce este de asemenea bine, respectiv ofertele sau promovarea turismului trebuie continuată. NPS-ul, probabil că a fost prezentat de Aurelia, este un NPS foarte mare, Net Promoter Score, este acel indicator care arată că, un indicator de loialitate, de fapt, arată că turiștii care au fost în Republica Moldova neapărat o să recomande și prietenilor
să vină încoace, deci undeva 50%. Deci fiecare doilea turist a rămas cu un sentiment plăcut și neapăratul să recomande prietenilor să vină în Republica Moldova. Și este îmbucurător faptul că 87% din turiști sunt interesați să revină în țara noastră. Acestea au fost principalele date și principalele concluzii care noi am vrut să le scoatem astăzi aici în public. Încă o dată îmi cer scuze pentru foamea pe care eu o fac, care lasă amprente. Eu tare m-am pregătit de această prezentare. Și vă rog, dacă aveți întrebări, să începem să discutăm marginea cifrelor. Vă rog. Da, corect. Asta și-am făcut remarca. Da. Mulțumesc de aceste întrebări care sunt foarte, foarte, foarte bune. O să încep cu partea turiștilor care s-au prezentat ca turiști din Ucraina. Este o întrebare foarte sensibilă. Și atunci când cineva este din străinătate și au zis că s-au prezentat ca după naționalitate din Ucraina, noi n-am avut curajul să întrebăm, dar stați aici din plăcere sau stați din cauza războiului care fugeați? Deci, într-adevăr, este interpretabil cei care s-au prezentat din Ucraina. Acum, ce ține de perioada și numărul respondenților, hai să zicem așa, noi facem un studiu explorator. Deci noi avem ca scop asigurarea întrebărilor de ce se întâmplă anumite fenomene. Da? Desigur că noi răspundem la întrebări câți sau care sunt cotele sau care sunt segmentele, dar oricum în perioada în care am făcut acest studiu a fost cea mai mare creștere a turiștilor. Și atunci noi am avut posibilitatea să realizăm acest studiu pe parcursul la 2 săptămâni. De altfel, noi ar fi trebuit să întindem acest studiu pe vreo jumătate de an, în care în fiecare săptămână să discutăm cu vreo 2-3 turiști care vin în Republica Moldova. Deci asta și-a fost scopul, să prindem cât mai mulți în această perioadă de sărbători. Asta este un comentariu care nu este bazat pe statistică. Da. Colegi, mai sunt alte întrebări? Vă rog să ridicați mâna cei care doresc să acorde întrebări și vin cu microfonul. Vă rog. Mulțumesc. Eu aici o să vă răspund imediat, chiar și domnul ministru a menționat faptul, el a utilizat cuvântul sezonalitate. Și probabil că, într-adevăr, în anul următor, o componentă a metodologiei ar putea fi sezonalitatea. Și noi am putea face sondajul în 4 sezoane și mai mult ca atât deja am putea compara rezultatele și între sezoane, între aceste 4 sezoane care le avem. Dar da, o să facem acest studiu mai gradual, să zicem așa, ca să acoperim turiștii pe parcursul la tot anul. Și aș putea să mai adaug aici că cu siguranță am putea să atribuim la acele evenimente care atrag turiști internaționali care se desfășoară în Republica Moldova, ceea ce ar fi mai relevant, ținând cont de faptul că într-adevăr noi avem evenimente naționale care atrag foarte mulți turiști de peste hotare, an de an, tot mai mulți, și astfel, într-adevăr, acest studiu poate fi corelat și la acest aspect. După mine, una din cele mai importante concluzii, ca și turist în cazul dat, este faptul că cei care vin percep Moldova ca vizite de 2-3 zile. Adică noi am reușit să ajungem deja în mintea consumatorului ca city break. Asta e tare, tare bine, pentru că chiar și 5 ani în urmă, cumva Republica Moldova era percepută așa, ca o zonă post-sovietică, ca o zonă
în dezvoltare, ca o zonă mai curioasă. Dar acum este, noi devenim o normalitate pentru turiști și acum nouă celor din Republica Moldova ne rămâne doar să asigurăm infrastructura, să asigurăm pachete turistice, să asigurăm traseele turistice, mâncarea și vinul bun, desigur. Bună ziua, Igor Spivacenko de la USAID. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră. Înțeleg că nu este ușor în acest context intervievați. Evident că da, noi am, este un exercițiu foarte important și noi am văzut cei care sunt în Moldova. Și de fapt, întrebarea care eu și la Adrian i-am adresat era, am văzut, avem din România, avem din Ucraina, mulți din ei deja fie știu, fie cineva i-a spus personal. Care ar fi metoda să încercăm să vedem și să analizăm cei care nu sunt, cei care nu vin? Sau probabil cei care, da, noi avem 9 din 10 sau 99% care consideră că Moldova este sigur, cei care nu vin și consideră că nu este sigur. Cum am putea noi să încercăm să explorăm partea pe internațional? Și știu că nu e atât de ușor, dar știu că dumneavoastră aveți experiență destul de mult în domeniul acesta. După mine, da, mulțumesc pentru întrebare. După mine, o metodă de colectare a datelor ar fi elaborarea unui instrument instituțional, cumva, și adresarea acestor întrebări acolo unde Moldova este prezentă ca și, să zicem, provinurile sau alte expoziții unde noi suntem prezenți. Uite, acolo cred că o echipă, sau chiar acum recent a fost la Lisabona, parcă IT a fost o echipă foarte mare. Asta ar fi locuri unde cumva am putea adresa aceste întrebări pentru străini și să colectăm informații de la ei. Dar ar fi un exercițiu destul de complicat, pentru că nu poți, bun, poți, dar foarte dificil să faci un sondaj global despre Republica Moldova. Facem atunci când mergem la expresii internaționale, că într-adevăr, conexiunea care este, fiind prezenți, stând de țară, fiind prezenți acolo, conexiunea care o avem cu cei care sunt interesați de Republica Moldova și vin să să ne întrebe, să afle oferta turistică, de fapt, într-adevăr, noi suntem cei care discutăm cu ei și cei care le demonstrăm prin prezența noastră, că de fapt Moldova este o țară sigură și o țară cu o ofertă foarte bună, care merită a fi vizitată. Colegi din domeniul turismului, poate dumneavoastră, da, este mână ridicată. Bună ziua, Natalia Ciobanu, președinte Asociația Turism Medical. Cu toții cunoaștem că un domeniu nou de, în turism este turismul medical pentru Republica Moldova și am vrut să vă întreb, probabil atunci când se fac aceste sondaje, se dă o listă de întrebări sau o listă de variante de răspuns pentru respondenți. Cât credeți că este de real ca în această listă de întrebări să fie adăugat noțiunea de turism medical sau pus întrebarea dacă ați veni în Republica Moldova pentru turism medical sau dacă cunoașteți ceva pe acest domeniu, în așa fel vom ridica nivelul de conștientizare că Moldova poate fi și o destinație de turism medical și vom avea anumite rapoarte care ne va ghida pe noi ca și asociație și direcție nouă de lucru. Foarte bun comentariu, Natalia, mulțumim. Colega mea din spatele dumneavoastră deja face notițele. Neapărat o să adresăm această întrebare, pentru că e adevărat că se discută că în Moldova vin străini și fac dinții sau alte chestii medicale. Într-adevăr, o să adresăm și această întrebare în sondajele următoare, să vedem dacă putem determina o cotă pentru cei care vin cu vinul, adică pentru vin și pentru mâncare bună, dacă cumva în același timp mai fac și dinții sau mai fac alte... Da, da. Vă mulțumim foarte mult, Dumitru. Mersi. Acest sondaj, într-adevăr, a fost o muncă enormă, foarte detalizată și din cauza aceasta, cu siguranță, am primit răspunsuri la foarte multe întrebări. Eu aș vrea să menționez că, într-adevăr, elementele care au fost menționate aici, precum gastronomia, cultura, vinul, sunt acele elemente care formează, de fapt, oferta națională și
acele elemente care sunt atracția principală pentru turiștii care vin să ne viziteze și faptul că diaspora sunt cei care ne promovează și cei care ne vizitează, într-adevăr, diaspora sunt acei ambasadori ai Republicii Moldova, în țara în care ei de fapt se află. Vă mulțumim foarte mult încă o dată. Și noi vă mulțumim și sperăm deja că o să fie în fiecare an această prezentare, dar nu mai așteptăm 4 sau 5 ani. Vă mulțumim și vă mulțumim. Încă o dată îmi cer scuze pentru foamea pe care eu o fac. Mersi. În continuare, am onoarea să o invit pe doamna Nata Albot, aici în scenă. Domnia ei reprezintă organizația Ca Lumea, o organizație care în decurs de 10 ani a reușit să organizeze festivaluri internaționale de importanță vitală internațională, importanță majoră, care adună nu doar diaspora aici în Republica Moldova, dar adună și vizitatori străini. Doamna Albot, vă rog. Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult că interesul pentru turismul experiențial începe să crească din ce în ce mai mult în Moldova. Asta înseamnă că interesul pentru prosperarea economică începe să crească din ce în ce mai mult în Moldova. Pentru că, de fapt, turismul experiențial despre asta este. Și eu aș vrea astăzi să vă povestesc un pic din propria mea experiență și din studiile pe care le-am făcut la Monreal. Eu m-am certificat în turismul gastronomic. Și asta mi-a dat posibilitatea să înțeleg ce legătură este între emoție și monetizarea acestora, când vine vorba de turism. Așadar, o să încerc să văd dacă lucrează. Istoria mea astăzi va avea câteva repere. În primul rând o să vă povestesc ce este turismul de experiență, după care vom încerca să vedem care sunt cele trei sarcini ale turismului de experiență și să discutăm despre ce experiențe unice poate crea oferta din Moldova și, nu în ultimul rând, cei mai importanți pași pe care fiecare prestator de servicii în ospitalitate ar putea să întreprindă pentru a dezvolta o experiență turistică. În primul rând, despre turismul experiențial. Vreau să vă întreb dacă știți care este diferența dintre o ofertă turistică și o experiență turistică. Care e cea mai mare diferență dintre ele? Îndrăzniți, haideți să facem un dialog. Mai mult sau mai puțin, eu aș zice răcoare, pentru că și oferta turistică tot este practică, doar că noi în oferta turistică vindem servicii sau produse și în experiența turistică vindem emoții. Și de fapt, ceea ce vom încerca noi astăzi să discutăm este cum la oferta turistică pe care noi deja o avem în Moldova, ne-a rămas să o conștientizăm la adevărata valoare. Asta înseamnă serviciile noastre de cazare, produsele noastre locale, vinurile, produsele agricole. Cum putem la toată oferta asta să adăugăm și unitatea de măsură care este emoția? Pentru că datorită emoțiilor, oamenii sunt dispuși să plătească mai mult. Și de fapt, rolul turismului experiențial este să facă așa ca cineva care deja folosește o ofertă turistică să cheltuie și mai mulți bani în acel loc pentru a trăi niște emoții. În general, timpurile pe care noi le trăim cu toții acum sunt timpuri în care oamenii vor să posede tot mai puține lucruri și, dimpotrivă, vor să trăiască tot mai puține emoții. În special, social media contribuie foarte mult la asta, pentru că omul atunci când trăiește o emoție, ce caută el să facă? Să o împărtășească pe social media, să o arate prietenilor săi, să povestească părinților săi, să-i facă să se bucure pentru el, să-i facă să-l invidieze, să-i facă să-l întrebe unde, cum, dar vreau și eu, preț. Da? Respectiv, noi ținem cont de timpurile pe care le trăim și înțelegem că oamenii nu mai vor pur și simplu să trăiască satisfacția cheltuirii unor bani pe o cazare. Gata, asta este plictisitor. Nimeni nu mai vrea să parcurgă un drum doar ca să doarmă undeva. Dar cu siguranță, dacă la acest somn vom adăuga un pescuit, o experiență de apicultură, o experiență de colectat legume sau fructe, o experiență de făcut conserve, o experiență de mers după ciperci în pădure, toate experiențele astea, când sunt incluse în ofertă, îl fac pe om să se gândească, ok, de ce să mă duc eu să cheltui banii în afară? Zborurile se rețin,
costurile au crescut foarte mult. Dacă eu pot să trăiesc o evadare din mediul în care eu sunt, la o oră, două, trei distanță de unde mă aflu, dar eu în afară de somn și mâncare pe care le pot avea și acasă, o să mai trăiesc și niște emoții. Vreau să vă spun că agroturismul în special are cele mai multe șanse de a crea experiențe, dar eu aș fi deschisă să ne uităm chiar și la experiențele pe care le pot oferi unitățile de hospitality din oraș. Așadar, agroturismul, ecoturismul, turismul vitivinicol, turismul de aventură, turismul cultural, turismul patrimonial, toate aceste tipuri de turism pot avea create în jurul lor experiențe. Care sunt componentele turismului experiențial? Ele sunt patru la număr. În primul și în primul rând este locul. Locul care nouă ne dictează interesul de a ne deplasa, de a vedea un peisaj, o natură, o chestie ieșită din comun. Așa că atunci când vrem să dezvoltăm o experiență turistică, în primul rând trebuie să fim conștienți de spectacolul pe care îl oferim ochilor vizitatorilor noștri. A doua componentă sunt bunurile. Ce poate omul cumpăra la noi? Vinuri, fructe, legume, dulceață la borcan, miere, pește, mezeluri, brânzeturi. A treia componentă sunt serviciile. Poate omul acesta să aibă parte de un prânz acolo unde se duce. Poate el avea parte de spa, să se relaxeze, sau o saună. Poate el să meargă la un pescuit. Poate el să călărească. Poate el să meargă împreună cu apicultorul și să vadă cum se colectează mierea. Și a patra componentă este storytelling-ul, sau poveștile pe care noi putem să le colectăm, poveștile care aduc magie acestei destinații și, din fericire, dacă suntem foarte conectați la locurile pe care le dezvoltăm, nu avem cum să nu știm legendele locului, istoriile personalităților care au marcat aceste locuri, bisericele care au o istorie, cișmeaua care te întinerește peste noapte, căsuța din pădure unde, nu știu, se întâmplă minuni. Storytelling-ul, fără el, oferta noastră turistică rămâne mai mult o ofertă turistică, dar nu o experiență. Explorarea locului. Deseori se întâmplă că fotografii noștri ne ajută să deschidem ochii asupra țării noastre. E suficient un Maxim Ciumaș sau un Râbaliov să iasă prin țară și noi brusc să ne întrebăm, asta e în Moldova? Pentru că noi trăim într-o țară despre care știm foarte puține lucruri. Dar de ce? În primul rând, pentru că nouă permanent ni se pare că cei la vecin e mai gustos, mai frumos, mai verde. Într-al doilea rând, pentru că nu sunt create atracții pentru acele locuri care să ne facă să le vizităm. Din fericire, există tot mai mulți entuziaști care descentralizează turismul, care merg la țară, care reconstruiesc case, care investesc într-o prisacă, într-o fermă, care au lac cu păstrăv și tot așa mai departe. Și să știți că, de fapt, turismul nostru se ține pe acești eroi, pentru că cel mai greu este să dezvolți turismul în afara orașelor mari. Acolo unde turistul trebuie adus special ca să cheltuie banii. Acolo unde el trebuie să parcurgă drum special. Și, bineînțeles, marketingul, pentru că oamenii care sunt copleșiți de grijile dezvoltării unei afaceri la țară, în ultimul rând ajung să se ocupe de comunicare și promovare. Și uite, așa noi apucăm să aflăm despre aceste locuri când ne mai uităm în pozele și în postările fotografilor noștri. Așadar, noi trebuie să studiem neapărat locul și să descoperim care sunt acele farmece, că e vorba de stejarul secular, că e vorba de răut pe care se poate face kayaking, că e vorba de o colibă, de o moară care a supraviețuit. Toate aceste locuri pot deveni parte a experienței noastre. După care trebuie să studiem bine regiunea și, foarte important, chiar dacă destinația noastră nu oferă o mare experiență, să prietenim cu vecinii. Pentru că în felul acesta creăm un cluster, creăm o experiență prin care putem invita turistul la noi să guste ceva, după care la un kilometru distanță să meargă la livada de piersici, după care la 2 km distanță să viziteze o prisacă, după care la 3 km distanță să meargă la o brutărie.
Dar pentru asta trebuie să ne cunoaștem vecinii, să mergem în regiune și să explorăm tot ce poate fi inclus într-un traseu, adică într-o experiență. Sarcina numărul 3, identificarea propriilor resurse. Aproape sigur un fermier care are o livadă cu care se chinuie să aibă roadă anual, în ultimul rând se gândește ce alte beneficii poate scoate din această livadă. Ori dacă vine cineva din afară și spune, dar poate noi la voi aici să pregătim o cină gastronomică, atunci când livada este în floare. Și omul vede când livada este în floare, cum oamenii stau la o cină frumoasă și zic, chiar așa se poate la mine să arate ferma mea? Da. Apoi facem, anunțăm o colectare de mere. Veniți și vă adunați singur mere. Apoi la acea colectare de mere, inventăm și facem cea mai mare plăcintă de mere și vin o să guști din cea mai mare plăcintă de mere și despre tine se va scrie în presă. După care facem gem de mere, gem de prune. Toate astea fac parte dintr-o experiență. De exemplu, eu cred că tradiția de a face conservături în Moldova este foarte puțin valorificată de fermele noastre, care cu siguranță rămân cu anumite produse agricole din care se pot face ghiveciuri, tocane, murături și în loc să le facem numai pentru noi, putem invita lumea dornică să participe în asta, să petreacă o zi la natură, să plece de acolo cu două, trei borcane, ceea ce le asigură o experiență inedită în afara rutinei lor. Aici, din cursul meu de la Montreal, am reușit să colectez niște sugestii pentru cei care vor să dezvolte experiențe turistice în țara noastră. Așadar, din experiențele recreative, poate fi campingul, picnicking-ul sau posibilitatea ca într-o livadă să vii să ai un picnic, lecții sau activități de yoga, de ce oare nu, camping pe toloacă ar putea face, invitând un trainer să facă acolo yoga, să poți rămâne la o fermă pe noapte, să poți schia, să te dai cu sania, să călărești. De asemenea, aceleași ferme pot organiza concerte atunci când livada este în floare sau când este plină de roadă. Pot organiza o pizza night, să aducă un pizzaioli acolo care să facă cea mai bună pizza, inclusiv cu mere. De asemenea, pot fi cine în livadă, cine în levânțică, nunțile, bineînțeles, festivalurile, piese de teatru. Nu mai vorbim de posibilitatea de a crea experiențe pentru școli și universități, care înseamnă, cu siguranță, toți noi facem parte din grupuri de Viber. Și mai că nu odată la două zile aflăm că se mai organizează ceva. De ce oare copiii noștri n-ar avea o ofertă să meargă în experiențe în care să vadă cum se crește mâncarea pe care ei o primesc zilnic pe masă, cum se pescuiește, cum se adună mierea și toate astea să fie în niște oferte făcute special pentru școli și pentru grădinițe. Ce este important de știut? Turistul vine la noi odată și poate să fie ultima dată, dar poate să mai revină. Această experiență foarte mult depinde de infrastructura de bază pe care o putem oferi. De aceea, când dezvoltăm o destinație turistică, parcarea este un must, obligatorie. Oamenii trebuie din primul moment când interacționează cu destinația noastră să aibă o emoție plăcută. S-au gândit la noi. Foarte important. Bloc sanitar. Dacă nu ne permit condițiile să avem canalizare permanentă, există posibilitatea de a instala fose septice, există posibilitatea de a achiziționa toalete bio, dar blocurile sanitare sunt iminente. Mi-e greu să înțeleg de ce terenurile de joacă la noi nu au și un bloc sanitar. Unde trebuie să meargă copiii cei care foarte des au nevoie de el? Colectarea de produse agricole. O posibilitate cu mâna ta să culegi căpșunica, zmeurica, să te saturi, să mănânci pe săturate și să mai iei cu tine acasă. Un butic unde omul să poată cumpăra produse. Experiența înseamnă omul a gustat, i-a plăcut și vrea să pleci cu o amintire sau cu un cadou pentru ceva. De ce să nu valorificăm acest lucru? Mese și scaune exterioare pentru vizitatori. Foarte important, omul când se pornește cu familia într-o destinație, poate să-și ia niște tartine cu el, trebuie să oferim posibilitatea să se așeze undeva, să aibă un picnic. Preferabil, ca să încurajăm pe oameni să ne promoveze gratuit, să creăm zone pentru fotografii, 2-3 locații care să arate bine, apelăm la un decorator care cu materiale simple
ne creează câteva fotobufuri unde neapărat este brandul zonei noastre, destinației noastre, și oamenii adoră să facă poze acolo unde le place să petreacă timpul, după care ne promovează gratuit. Activități precum degustațiile de produse, tururi prin livadă cu tractorașul, fermă de animale, ce aș mai adăuga aici, muzeul fermei, muzeul satului, toate lucrurile astea pot face parte din experiență. De asemenea, eu recomand celor care sunt în turism, în agroturism, să inițieze propriile sărbători, care să devină o tradiție a locului. Ziua roadei, care să fie un fel de Thanksgiving local. De ce să nu sărbătorim ziua roadei și să spunem mulțumim mamei natură că ne-a iubit anul acesta și avem roadă pe masă? Ziua tartei de mere, ziua copiilor bucătari. Ocazii din astea pot fi inventate foarte multe. De asemenea, dacă avem vecini cu care putem interacționa, să oferim vizitatorilor noștri ateliere de ceramică, ateliere de lemnărit, kayaking în zonă, împletită în lozie sau ateliere de pregătit tot felul de conserve din fructele pe care le cultivăm. Ce am mai putea adăuga la experiențele unice pe care le putem dezvolta în Moldova? Dormit în stogul de fân, dormit în pod cu ierburi aromatice, case în copaci, campinguri, alergat prin tot felul de tuneluri, deci pot fi din paie, făcute tuneluri prin care să alerge copiii, dormit sub stele, să gătească cu o gospodină locală sau să învețe cum să mixeze ingredientele ca să obțină cel mai bun lichior de zmeură sau de răchițele. Așadar, pașii pe care trebuie să-i parcurgem, nu știu dacă avem aici antreprenori care dezvoltă turism rural, dar puteți faceți un screenshot ca să-l aveți pentru voi. Evaluăm resursele locale, suntem în continuă creștere, în continuă acumulare de cunoștințe. Descoperim vecinii și începem să prietenim cu ei, putem profita de fiecare vizitator ca să facem un sondaj de opinie, să-l întrebăm ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut, printr-un simplu QR cod la plecare. Apreciază experiența pe care ți-am oferit-o și în felul acesta îmbunătățim experiența de la o lună la alta. Creăm rețele cu oamenii și ne apelăm la cross-promotion, o metodă de marketing care ne ajută foarte mult să economisim bani, dar să atragem oamenii. Eu te promovez pe tine, tu mă promovezi pe mine. O chestie extrem de bună. Creăm oferte prin care colectăm toate destinațiile din zonă, creștem echipa să fie pregătită, pentru că fără echipă nu iese niciun fel de turism de experiență. Dezvoltăm un business plan, pentru că trebuie să punem un cost la această experiență. Și costul ăsta se calculează din toate resursele pe care le-am implicat. Și facem o strategie deșteaptă de promovare. În cazul în care o să doriți, Andrei, poți să te rog să deschizi link-ul de la ferma de mere? E o fermă obișnuită de mere din regiunea în care... Reușești? Elau, zi Elau. Da, da, el doar o să deschidă. Eu sper. O regiune din vecinătatea mea. Uitați-vă, din prima pagină, cum intri la ferma de mere, ce vedem noi? Nu vindem mere, vindem o experiență. E un experience de cheiet unic, unde poți veni să deguști cidru de mere, să participi la facerea tartei, să te duci cu tractorașul să colectezi mere, să faci poze la fotobuf, să cumperi tot felul de gemuri, dulcețuri și așa mai departe. Și, de asemenea, tot felul de activități pentru copii. Vedeți acolo grup scolar în partea de sus, deci oferta este foarte clară. Hai să mergem la celălalt link care mie foarte mult îmi place, vorba de un câmp de levânțică, Maison Lavand, care la fel te duci acolo ca să vezi. Ca să ai acces în câmpul de levânțică, plătești $17, doar pentru acces. Dar intrarea în câmp se întâmplă prin buticul fermei. Tu nu poți altfel intra acolo, respectiv traseul cumpărătorului este parte din experiență. Tu intri în câmp și inevitabil mai lași vreo $20-30 pentru niște produse. Intri în câmp și ce vezi? Poți să faci acolo picnic, iar seara te așteaptă un concert, după care poți să mai faci niște poze. Și să știți că Maison de Lavand nu cultivă levânțică și nu vinde ulei de lavandă. Toate produsele cosmetice ale lor le produce altcineva. Ei vând experiența.
La ei sunt 10 rânduri de levântică. Punct. Nu se chinuie cu agricultura, ei vând experiența. Și asta este o parte din turism, de ce nu? Hai să mergem la celălalt link, dacă mai este. Balad gurmand. Balad gurmand este exact ce despre ce vă vorbeam eu. Este o experiență extraordinară, un circuit gastronomic, care este gândit o singură dată pe an, în luna octombrie. Eu am făcut acest circuit, din curiozitate. De fapt, nu, sunt 3 weekenduri la rând, vă rog să mă iertați. Și aici puteți, în partea de sus, Andrei, circuitele. Hai să mergem la circuite. Aici sunt gândite 3 tipuri de circuite, în funcție de durata pe care ești gata să o dedici experienței tale. Vrei să-ți faci o experiență de o oră jumate? Poftim circuitul respectiv. Mergem aici, planifie votre balad. Poftim, circuitul oranj, durata 34 de km, circuitul roșu, 38 de km, circuitul verde, 45 de km. Și din dată îți spune, dacă iei circuitul de 34, vei avea bere, fructe, carne. Dacă îl iei pe cel de 38, vei avea miere, carne, nu mai știu ce, aici ai sirop de arțar, cașcaval și așa mai departe. Vreau să vă zic că e o experiență extraordinară. Să știi că într-o zi, într-un weekend, mai ales că totul este anunțat în avans, comunicarea este foarte bună. Hai să mergem pe circuitul oranj un pic, să vedem cum asta arată grafic pe un site. Eu am făcut, mă ating, cel mai lung. Ce vedem aici? Acest circuit ne promite să vizităm 4 producători, o piață și un restaurant. Totul este extrem de simplu și clar, ceea ce înseamnă că eu am o așteptare rezonabilă pe care mi-a făcut-o acest circuit. Mergem mai jos, Andrei? Și poftim, pe hartă, acest circuit este marcat. Respectiv, eu aici pot vedea, încep cu piața, mă duc după aia la ferma unde pot gusta niște șuncă, după care mă duc la un magazin de patiserie, după care la o braserie de bere și voi încheia cu Domaine La Josan, care cred că este vorba despre un magazin de delicatesuri. Astfel, într-o zi, am făcut 34 de kilometri, am vizitat 5 destinații. În alt weekend mă duc la răchițele și văd cum se colectează răchițelele. În alt weekend mă duc la ciocolată artizanală. Foarte bună chestie. La ce ajută ea? În primul rând, crește atractivitatea turistică a zonei. Într-al doilea rând, creând circuitul, tu omului... Apropo, toată chestia asta e gratuită. Nu trebuie să plătești pentru ea, dar în fiecare destinație te duci și lași vreo 20-30 de dolari. Pentru mine cineva s-a gândit, mi-a economisit timpul, mi-a calculat timpul, mi-a spus câți kilometri și este foarte comod lucrul acesta. Ador și cred că Moldova are un potențial enorm pentru asemenea circuite. Ieșim de aici, Andrei? Deci dacă o să vreți să... le studiați acest balad gurman, vă recomand. Mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut plăcere. Dacă pot să vă ajut cu careva întrebări, că eu lucrez cu destinațiile turistice de la noi, cu pensiunile și îi ajut să-și creeze aceste circuite care au un potențial enorm, aceste experiențe pe care noi ne fierbem în ele. Ele fac parte din viața noastră și noi nu le mai remarcăm. Dar când le punem pe foaie și le desenăm așa, însuși proprietarul rămâne uimit ce potențial economic are locul pe care îl deține și el nu-l valorifică. Așa că eu vă doresc să fiți conștienți de resursele voastre și să vă măriți vânzările. Siguranță, astăzi am primit răspunsuri și am tras concluzii care ne vor ajuta pe viitor să promovăm în continuare Moldova ca o destinație turistică ce merită a fi vizitată. Vă mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră și vă rugăm să continuăm această zi la o cafea și în discuții cu colegii. Vă mulțumim!